Ziua de 9 mai are o dublă semnificație în Europa. În această zi se marchează sfârșitul celui de-al doilea război mondial, lucru ce s-a întâmplat în 1945, România având o contribuție importantă la victoria împotriva nazismului. Apoi, pe 9 mai 1949, s-a înființat Consiliul Europei, din care, în prezent, face parte și România. Pentru țara noastră, ziua de 9 mai are o semnificație puternică, fiind vorba despre obținerea în 1877 a independenței. Toate aceste evenimente au fost marcate astăzi în cadrul unei ceremonii militare în centrul municipiului Deva, iar despre tripla semnificație a zilei pentru români au vorbit oficialități locale și județene. Sărbătorirea zilei de 9 mai este pentru poporul român un prilej de a arăta recunoștința față de generațiile de luptători și eroi pentru dreptate socială, libertate, unitate și independență. Jertfa celor care s-au sacrificat pentru România de azi trebuie să ne amintească zi de zi și de răspunderea și datoria de onoare pe care o avem de a păstra o Românie independentă și suverană. Tot astăzi marcăm încheierea celei mai catastrofale conflagrații mondiale în Europa, de la care se împlinesc 77 de ani. 9 mai 1945 este ziua capitulării Germaniei naziste în fața Coaliției Națiunilor Unite. Este momentul în care a pus capăt cel de-al doilea război mondial pe continentul nostru, un război nimicitor care a secerat milioane de vieți și a distrus mii de așezări omenești. Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii și a unității în Europa. 9 mai este o zi dedicată istoriei unui proiect devenit exemplu de solidaritate și model de unitate prin diversitate, Uniunea Europeană. Fiecare dintre aceste trei evenimente înseamnă victoria popoarelor pentru idealurile comune. Dorința de a fi liberi și independenți, de a obține victoria într-un sângeros război și de a consolida o uniune constituită în slujba cetățenilor europeni. În cadrul ceremonialului militar desfășurat la Deva cu ocazia zilei de 9 mai, a fost prezentat onorul, s-a intonat imnul de stat și a fost săvârșită o slujbă religioasă. Manifestarea s-a încheiat conform tradiției cu defilarea gărzii de onoare constituite special pentru eveniment, aceasta fiind compusă din militari, jandarmi și pompieri. Reamintim că în 2020, dar și anul trecut, evenimentele dedicate zilei de 9 mai, dar și alte manifestări au fost anulate din cauza pandemiei de COVID-19, cu care s-a confruntat întreaga omenire.